Bărbatul de 63 de ani a plecat de acasă, l-a prășit, însă sâmbătă seară nu se întorsese. Familia s-a dus să-l caute, iar când i-au găsit căruța și calul pe malul Tazlăului, s-au gândit la ce e mai rău. A trecut cu căruța, cu cai, s-a răsturnat căruța, eu știu ce s-a întâmplat, cai au ieșit cu căruța, dar dânsul nu a ieșit. Locul e cunoscut în satele din jur ca unul blestemat, deși oamenii îl mai folosesc din când în când pentru a scurta drumul. Acolo unde a avut și un loc periculos. Periculos. Eu sunt bătrână și de acolo din sat și îmi spunea și părinții mei că știau oameni cu scăldatul, cu cai, e un loc necurat așa. Și acolo a fost șasul lui Diotecu săracu. Sâmbătă, doar când venea cumpăna și e mare atunci. Păi da, a venit apa atunci când a fost sâmbătă seara, a fost un pic așa, niște valori mai mari așa. Scurenții? Da, probabil, a venit furtunoasă, a venit de la deal. Capoașele noi atunci pot, cam tare. Rudele au cerut și ajutorul pompierilor. Aceștia au plecat cu barca pe cursul apei, iar de pe margine, familia și prietenii au încercat să dea și ei o mână de ajutor. Printre cei de pe mal era și sora bărbatului dispărut, o femeie de 71 de ani. Mergea pe marginea apei și când o leacă mai supărată, mai neatentă, mai nu știu cum, o alunecat. Și în spaima aceea i-au făcut preinfarct. Când a ajuns în apă, era deja moartă. Aoleu. Când a scos-o pe mal, ea nu vorma din apă, nu a ieșit din apă, a ieșit mâncare. Deci i-a făcut o respirație artificială și când asta a ieșit din ea alimentul. Când se desfășurau activitățile de căutare, colegii mei au dat peste cadravul unei alte persoane de a șasă vasă de sex feminin cu o vârstă de aproximativ 70 de ani. Cele două trupuri au fost duse la morgă, iar necropsia va releva cauza decesului și în cazul bărbatului de 63 de ani, dar și în cea a surorii sale.